Informație de ultimă oră, avem primul proces în România împotriva Pfizer, de asemenea împotriva Ministerului Sănătății și a Guvernului României pentru faptul că ar putea să existe o legătură directă între vaccinare și de asemenea o boală. Vorbim în aceste momente în direct cu avocatul Adrian Cuculis. Bună ziua, domnule avocat! Deja a fost inițiat acest proces, spuneți-ne exact ce s-a întâmplat și care ar fi legătura dacă există aceste dovezi. Bună ziua, da, mulțumesc și eu pentru invitație. Vorbim într-adevăr despre un prim proces care vizează acest trio, Ministerul Sănătății, Guvernul României, bineînțeles pentru acele HG-uri emise pe toată perioada stării de alertă și care ne aducem aminte că unele dintre ele chiar au fost anulate. Avem o hotărâre de guvern anulată în mod definitiv, menținută hotărârea de către Înalta Curte. Boala despre care vorbeați mai devreme se referă la trombocitopenie, practic o boală despre care spun medicii în actele oficiale, medici din Germania, pentru că acolo această persoană s-a dus să se trateze, cel mai probabil ar fi apărut, exact așa este menționat în documentele medicale, după imunizarea cu vaccinul anti-COVID-19 emis de către producătorul Pfizer. De aceea, producătorul Pfizer, prin subsidiara din România, este chemat în judecată pentru a răspunde până la urmă pentru vaccinul respectiv, dacă se va dovedi, bineînțeles, pe baza unor expertize, legătura aceasta de cauzalitate foarte clară. În aceste momente, domnule avocat, există inclusiv o reacție din partea celor pe care i-ați dat în judecată și, de asemenea, având în vedere clienta dumneavoastră are această boală, are nevoie de un tratament prelungit? Ceea ce i-au fost comunicat de către medicii din Germania și de câteva luni de zile bune este acolo pentru tratamentul respectiv, i s-a comunicat că ar trebui să urmeze tratamentul pe toată perioada vieții, este o chestiune cu care va trebui să trăiască toată viața. Ceea ce este foarte interesant în documentele medicale, vă spuneam și mai devreme, medicii și nu unul singur vin cumva și confirmă într-un fel sau altul că această boală a fost provocată cumva, a apărut dintr-o dată imediat după imunizarea cu vaccinul anti-COVID-19 emis de firma Pfizer, bineînțeles de producătorul Pfizer, și atunci mai rămâne decât un singur pas de dovedit pe baza unei analize făcute în baza unei expertize medicale legătura de cauzalitate între boala respectivă și bineînțeles imunizarea cu vaccinul respectiv cu anti-COVID-19. Ultima întrebare, domnule avocat, înțeleg că sunt cerute inclusiv daune tuturor și ministerului și guvernului și companiei. Cererea de chemare în judecată depusă de câteva zile este deja înregistrată pe rolul Tribunalului București, conține și solicitarea de plată a daunelor de 1 milion de euro, și aici ne referim la daune morale pe de-o parte, dar bineînțeles și daune materiale, pentru că, așa cum vă spuneam și mai devreme, cel puțin la prima vedere va trebui să urmeze un tratament pentru toată perioada vieții. Bun. Mulțumesc foarte mult, domnule avocat, pentru explicație. O să urmărim acest proces.